Sebastian Cosmâng, mai mic cu 7 ani decât Harkaoui, cu 5 cm mai înalt olandezul. His professional record 40 wins and 13 losses. 12 big wins coming by way of knockout. Are 53 de meciuri, 40 de victorii. The Hammer, Tariq de la clubul Interzone Sport, pregătit de Mike Interzone. And his opponent standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 27 years old and stands 185. Sebastian Cosmâng, pregătit de Narcis Mânzat și Viorel Ursan, la Tigrii Negri și Legendele din Dorohoi. Da, este neînvins în promoția Coloseum, a luptat de 5 ori. Are în palmare 16 victorii, 3 înfrângeri și 9 victorii obținute prin knockout. Sebastian Cosmâng. Your referee at the bell, Lucian Stoicoș. Ești foarte tare la categoria grea. Orice lovitură poate să aducă knockout-ul. Cosmâng versus Harhui. Începe cu low-kick-uri pe exterior Harkaoui. Sebastian încearcă să-i taie calea. Stânga-dreapta pentru Sebastian Cosmâng. Oh! Dă tare și Harkaoui. Genunchiul din clinch periculos olandezul, normal. Aruncă dreapta Cosmâng. Alunecat în acea zonă a ringului, da. Din nou Harkaoui. Fălticinenii s-au dezlănțuit aici. Ce bătaie aproape ca în film între cei doi și de-abia a început întâlnirea. Greu pentru Harkaoui să se apere. Cavalcadă de croșe pentru Cosmâng, nu bagă în seamă low kick-uri adversarului. Lovește bine cu stânga și la cap și la cor. Cosmâng, dreapta! S-a dus pe cor, Harkaoui se ridică repede, a făcut o genoflexiune din pumn. Fantastic, Sebastian Cosmâng vrea să termine meciul repede și apoi să ne pregătim pentru ultima partidă a lui Pitbull, a tot direse. Olo! Cade și Sebastian din lovitură, vedeți ce înseamnă să ai prea multă încredere în tine, să te duci descoperi la bătaie. Ce lovitură a administrat olandezul. Mă vom vedea la reluare. Nu trebuie să mai arunce Sebastian. Taie calea lui Harkaoui. Oh, ușor de dreapta pe gardă. Low kick. Stânga, fuge olandezul. Ce bătaie, parcă să urmezi de la vestiare cei doi, nu s-au protejat deloc. Oh. Două croșeare olandezului. Cosmâng se duce din nou peste olandez. Cade olandezul pe croșeul de dreapta lui Cosmâng. Ce scurt a fost lovitura lui Sebastian Cosmâng. Oh. Ce face Harkaoui? Dă senzația cum se bada. Era... Oh. Cam greu să-și mai ține echilibru la 34 de ani. Ne trebuie reluare să vedem dreapta de knockout a lui Sebastian. În capul lui Tariq Harkaoui. O vedem aici mai bine, da. Exact în tâmplă s-a dus croșeul lui Sebastian Cosmâng. Se știa că este periculos pe brațe. Tariq Harkaoui mai discută ceva cu antrenorul său. Fantastic, ce revenire a avut Sebastian Cosmâng după ce a fost și el knockdown. Vom vedea reluare și lovitura lui Tariq. Parcă tot îi spune părintește antrenorului Harkaoui că n-ai fost atent. Ce partidă ne-a oferit Sebastian Cosmâng. Bătaie din primele secunde. Un knockdown el și un knockout la adversar. În
Interesant faptul că n-a mai putut să țină echilibrul Taric. Aruncă mânușile Sebastian Cosmâncă. Și până la urmă o dă unei antrenori pe cea de-a doua. Păcat că n-am mai putut să vedem mai multe minute din această luptă care Cosmâncă l-a învins prin knockout pe Taric Hercaui, dar la 34 de ani se mai protejează olandezul. Ați văzut, s-a ridicat destul de greu de pe corzi și apoi ne-a arătat că nu poate să țină echilibrul. Periculoase aceste lovituri în cap, un croșeu întâmplă și a luat. Câștigător prin knockout, dar în prima repriză, iată, Sebastian Cosmâncă, fața lui Taric Hercaui.